Fiind o zi de binecuvântare și având un cuvânt din Cartea Psalmilor, vă adresez mai întâi drept binecuvântare și salut, tot un cuvânt din Psalm, Psalmul 115, versetul 12. Domnul își aduce aminte de noi, El va binecuvânta. Amin. Va binecuvânta casa lui Israel, va binecuvânta casa lui Aaron, va binecuvânta pe cei ce se tem de Domnul, pe cei mici și pe cei mari. Fiți binecuvântați de Domnul care a făcut cerurile și pământul. Amin. Și psalmul se încheie cu cuvinte care ar trebui să le rostim mereu, noi. Noi vom binecuvânta pe Domnul de acum și până în veac. Lăudați pe Domnul. Aleluia. Rămânem, cum spuneam, în psalm, psalmul 78. În dimineața aceasta am un cuvânt despre Dumnezeu și poporul său. Dragii mei, vă socotiți parte din poporul lui Dumnezeu? Amin. Dacă da, atunci ascultați cu ce cuvinte începe acest psalm. Vorbit și scris de un levit profet. Ascultă, poporul meu, învățăturile mele. Luați aminte la cuvintele gurii mele. Același Asaf scria în Psalmul 50, tot vorbind din partea Domnului, versetul 7, ascultă poporul meu și voi vorbi. Știți că bătrânul Eli l-a învățat pe Samuel regula aceasta. Vorbește, Doamne, că robul tău, Dumnezeu, își dorește ca noi să fim atenți atunci când ni se adresează. Spune Scriptura, în Psalmul 81, în aceeași idee, citesc de la versetul 8, e tot Asaf și tot din partea Domnului, ascultă poporul meu și te voi sfătui. Ascultă, Israele. Și versetul 11 este, hai citim 13 mai bine, să nu vă necăjesc. Și nici noi să nu ne căjim pe Domnul. O, de mai asculta poporul meu, de a umbla Israel în căile mele. Ascultați ce făgăduințe binecuvântate. Într-o clipă aș înfrunta pe vrăjmașii lor, mi-aș întoarce mâna împotriva potrivnicilor lor. Fericirea lui Israel le dănui în veci, l-aș răni cu cel mai bun grâu și l-aș sătura cu miere din stânc. La asemenea promisiuni și pentru un asemenea meniu, haideți să fim ascultători de glasul Domnului, amin? Aleluia. Ne întoarcem la Psalmul 78 și vreau să vă arăt mai întâi ce valori are poporul lui Dumnezeu. Zicea Asaf, versetul 2, îmi deschid gura și vorbesc în pilde, vestesc înțelepciunea vremurilor străvechi. Oare cât de străvechi? Cele mai străvechi? Noi trăim în mileniul 3 când știința și tehnica au avansat, avem sateliți în cosmos, computere, telefonie mobilă, medicina a avansat, aproape că am demontat omul și îl schimbăm pe piese. Oare în asemenea condiții, înțelepciunea vremurilor străvechi mai poate să fie ia o valoare? Spune cartea Deuteronom, capitolul 4, citesc de la versetul 32. Întreabă vremurile străvechi. Din ziua când a făcut Dumnezeu pe om pe pământ, haideți să ne ducem la vremurile creației, că mai străvechi decât astea, oamenii vorbesc de preistorie, dar astea sunt povești. Au încercat ei să schițeze niște oameni în procesul evoluției. Citeam nu demult despre felul în care a fost compus și există în laboratoarele universităților omul de Java, sau cum vreți să numiți, în german știu că se spune Java, Java. Știți din ce a fost compus acel schelet pe care învață anatomiștii noștri și medicii? Din trei oșcioare și o măsea.
Și l-a dat la câțiva să-l modeleze și să-și imagineze cum a fost omul acela preistoric, unul din strămoșii noștri. Și fiecare l-a modelat cumva, dar l-au făcut tare diferit. Deci dacă ei pune să povestească cum a arătat stră-stră bunicul, unul ți l-a fi descris într-un fel și altul într-alt fel. Mulțumim Domnului că noi credem că rasa umană generează de la Dumnezeu, începând cu Adam și Eva. Deci de acele vremuri străvechi vorbim nu de preistoria cu zerouri multe, care e o poveste oarbă. În ziua, în săptămâna creației, spune Scriptura, vă citesc din cartea Proverbe, capitolul 3, versetul 19. Prin înțelepciune a întemeiat Domnul pământul și prin pricepere a întărit El cerurile. Aminteam adineauri că noi avem sateliți pe care îi lansăm în cosmos și ne mai folosim de ei să mai aflăm câte ceva, cum se schimbă vremea, ce mai fac vecinii noștri, sau dacă de nu cumva vin niște extraterestri să ne tulbure averea. Dar Dumnezeu, când a așezat pământul pe orbita sa, elipsa asta de care noi am luat cunoștință nu chiar de mult, 890 de milioane de kilometri. Și în fiecare zi de în an, soarele care se învârtește în jurul pământul care se învârtește în jurul soarelui este exact în același punct. Și nu întârzie, hai să vă întreb, care e mai mare precizie, nemțească sau asta a lui Dumnezeu? Sateliții noștri sunt slăbuți. Dragii mei, avem computere. Dar spuneți-mi, vă rog, ce fabrică e în stare să facă atâtea computere diferite din doi părinți? Computerele noastre față de creier sunt slăbuți. Nu ating astfel de performanțe. Și vă rog să vă gândiți că acele computere de la început, cum a fost al lui Adam, a fost mult mai dotat decât al nostru. Și avea o durată de valabilitate mult mai mare, trăiau aproape 1000 de ani. Adam a fost în stare să pună nume la toate animalele? Să întreb, care înțelepciune a fost mai mare, cea de azi sau cea străveche? Cea străveche. Binecuvântat să fie arhitectul nostru. Amin. Creatorul și Dumnezeul nostru. Povesteau frații din Ucraina, un frate spunea că s-a dus într-o dimineață la serviciu și a cumpărat o revistă, o gazetă, cum spun ei. Și a citit despre experiența unor geologi din Siberia. O doamnă s-a rătăcit de ceilalți și căutând pe acolo câte ceva prin grădina asta mare a lui Dumnezeu, a căzut pe niște stânci, s-a lovit, s-a agățat cu mâinile, curgea sânge, nu era telefonie mobilă, oricum n-ar fi fost acoperire acolo. Și ce a trecut ei prin minte un gând, ce bine ar fi pe pământul ăsta dacă ar ști, s-ar ști cumva printr-un sistem, printr-un program unde fiecare om și ce nevoie are, uite mor aici dacă îmi dau drumul mă făr mai tare pe stânci. Și în clipa următoare apare lângă ea o ființă, un bărbat îi întinde mâna, o ridică, o salvează și spune, de unde ești, că tu nu ești din echipa noastră, ești, nu e o zonă populată. Dar n-ai zis tu că dacă s-ar ști de fiecare om unde este și ce nevoie are, să știi că există un asemenea sistem pus la punct. Dar tu de unde ești? De pe altă planetă. Dar cum ai venit așa repede, că și noi avem navete spațiale? Da, e distanță mare. Tu cum ai sosit așa repede? Și îi spune acel înger, auzi, în navetele voastre vă deplasați ca oamenii cu cârji. Noi umblăm mult mai repede. Dar aș vrea să ajung cumva la echipă. Oare unde-s? Apoi dacă am știut unde ești tu, știu și unde sunt ei. Aș vrea repede să ajung, să mă pansesc. Acolo avem o trusă medicală. Și îngerul acela îi spune, pentru asta nu e nevoie să mergem până acolo. Și a trecut așa cu mâna pe deasupra rănilor ei și s-au refăcut, nu doar că s-au închis rănile, s-a refăcut țesutul pe loc. Și a zis, da, avansați sunteți. Dragii mei, înțelepciunea lui Dumnezeu îi străveche, dar e desăvârșită.
De aceea ne lăudăm noi cu Dumnezeu nostru. De aceea spunea David, citesc din Psalmul 139, de la versetul 6. Hai și mai sus, spune el în versetul 5. Tu mă înconjori pe dinapoi, pe dinainte, pui mâna peste mine. O știință atât de minunată este mai presus de puterile mele. Este prea înaltă ca să o poprinde. Unde mă voi duce departe de Duhul tău? Unde voi fugi departe de fața ta? Apoi, după ce își dă seama că totul e sub privirile lui Dumnezeu, se apropie de propria ființă și se examinează. Versetul 13. Tu mi-ai întocmit rinichii. Tu m-ai țesut în pântecele mamei. Te laud că sunt o făptură așa de minunată. Și ce bine vede sufletul meu lucrul acesta. Să-L binecuvântăm pe Dumnezeu că a avut înțelepciune mare în săptămâna creației, dar încă o are. Și creează oameni, sunt peste 7 miliarde, dar nu-s doi pe o formă, așa-i? Noi suntem obișnuiți când ștanțăm ceva să iasă toate pe o formă. La Dumnezeu, uite, din aceeași fabrică, fiecare e separat. Din aceiași părinți, fiecare are identitatea lui. Și în ființa umană, când e minusculă, când încă nu se vede, e vorba de milimetri, sunt codate datele unei persoane. Când am citit niște referințe a unor conferințe și congrese mondiale ale medicilor despre felul în care se dezvoltă ființa umană, te minunezi. Că ceea ce e scris în Biblie este foarte adevărat. Ce se întâmplă în procesul conceperii, al dezvoltării fătului, astea sunt minuni care au ca autor pe Dumnezeu. Oare credem noi asta? Oare lăsăm pe Dumnezeu să mai creeze cu înțelepciunea străvechii sau meșterim noi, că avem și noi meseriași, nu? Mai mă întreabă câte o soră sau o familie, frate, ce zice, apelăm la tehnicile actuale. Măi, nu vă bazați pe ei că nu-s meseriași. Tu vrei un copil și te trezești că în pântece ai 3-4, că ăștia așa știu să numere de la 1 sar la 4. Nu stăpânesc meseria. Dar Dumnezeu și când nouă ni se pare că e ceva defect, fost un băiat frumos, când l-a născut mama, scrie în Exod capitolul 2, dar pe când a dat să vorbească sau când a observat, era gângav. Ce s-or fi gândit? Uite, o defecțiune. Și crește băiatul ăsta mare, inteligent, și când ajunge la 80 de ani, se uită la o minune, flacără într-un rug și nu se arde. Asta cum se poate? Asta poate numai unul care, și dacă introduce oamenii în cuptor, nici a fum nu miros. Oamenii au putut face asta? Ați auzit dumneavoastră să bage cineva să facă probă? Să unul care e meseriaș să se bage el în cuptor, să spună, uite, eu cum controlez focul? Dar are Dumnezeu, zice în Apocalipsa, îngeri pentru foc și îngeri pentru apă. Aceia-s tehnicienii lui Dumnezeu. Și zice în Exod capitolul 4, vrea Moise să se scuze, Doamne, nu mă pune pe mine că ăștia nu mă înțeleg, trebuie să spun de două ori pe o vorbă. Și zice Dumnezeu, cine a făcut gura omului? Și cine face pe om mut sau surd cu vedere sau orb? Oare nu eu, Domnul? Cum adică Dumnezeu nu numai pe Adam l-a creat, mai creează și pe alții? Ascultați-mă ce vă citesc din cartea Iov, capitolul 10, ce declara acest om al lui Dumnezeu, versetul 9. Adu-ți aminte că m-ai lucrat calutul. Versetul 11. M-ai îmbrăcat cu piele și carne, m-ai țesut cu oase și vine. Mi-ai dat bunăvoința ta și viața, m-ai păstrat cu suflarea prin îngrijirile și paza ta. Slăvit să fie Domnul! Amin. Dragii mei, fiți conștienți că Dumnezeu este la fel de implicat în procesul vieții și în întreținerea ei ca acum 6000 de ani. Are aceeași autoritate și exercită același control.
că dacă Dumnezeu nu ne-ar păzi și nu ne-ar păstra cu viață, ce ne-am face? Cine păstrează pământul acesta, vremurile pentru seceriș, cum spune Scriptura, și toate condițiile pentru viață? Oamenii? Dumnezeu este Cel ce are în vedere creația. Spune Scriptura, vă citesc din Cartea Psalmilor, dacă tot am citit de aici, Psalmul 104, de la versetul 27, toate aceste viețuitoare te așteaptă ca să le dai hrana la vreme. Tu le-o dai, ele o primesc, îți deschizi mâna, ele se satură de bunătățile tale. Îți ascunzi tu fața, ele tremură, îți iei suflarea, ele mor și se întorc în țărână. Și zice în versetul 31, când vedem lucrarea asta lui Dumnezeu, în veci să țină slava Domnului, să se bucure Domnul de lucrările Lui. Amin. Amin. După cum văd în ce am spus, păreți a fi de acord cu mine, nu? Dar când se pune problema să se mai nască un copilaș în pântecile mamei, cu asta mai suntem de acord cu Dumnezeu. Dacă suntem poporul lui Dumnezeu, are drept să ne vorbească, are drept să ne modeleze, are drepturi depline asupra ființei noastre. De altfel, hai să mai spunem ceva, 1 Corinteni, capitolul 6, cu 19 și 20, nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt? Căci ați fost cumpărați cu un preț, proslăviți dar pe Dumnezeu în trupul și în Duhul vostru care sunt ale Lui? Cum adică nu-i aparținem numai prin creație, îi aparținem și prin nașterea din nou? Așa că îi de două ori stăpân. O, de l-am lăsat să fie măcar o dată bine. Am fost atent aici la o cântare și cântau tinerii cu foc, e una din cântările din vremea lor. Se dau Domnului cu duh, cu trup, cu suflet. Era un frate și cânta cu tine, mă laud mereu, cu tine Iisuse, cu tine Iisuse. Și până când l-apucă Domnul așa de mână și spune, auzi, cât e ora? Două. De dimineață te-ai lăudat ceva cu mine? De ce ești fariseu? Iartă-mă, Doamne, că meriți să te laud în fiecare dimineață. Dragii mei, dacă Dumnezeu e un asemenea stăpân și are o asemenea înțelepciune, haideți să lăsăm să stăpânească peste ființele noastre. Eu vă îndemn așa simplu, nu insist asupra ideii, nu vă jucați de-a tata și mama numai voi doi. Că Dumnezeu e stăpân absolut. Dacă îl credeți ca stăpân peste creații, peste vrăbile care nu scad din evidență până când el nu operează în registru, apoi, dragii mei, nu vă amestecați și meșteriți acolo unde nu-i de a umbla. Că vă spun așa pe direct, Dumnezeu când l-a creat omul, știți ce a spus în final? După ce o creat și pe doamna, pe Eva. Că toate sunt foarte bune. Dar nouă ni se pare că creația nu e chiar desăvârșită și trebuie să mai meșterim noi câte ceva. Așa, să mai umblăm pe la instalații. Nu trebuie, dragii mei, suntem creați perfecți de un Dumnezeu înțelept, care a creat și vietățile și se pricepă sărele să-și facă cuib, așa-i? Se face școală cu ele, nu? Ca să nu se piardă specia, da? Pe pești instruiește cineva, nu? Nu, dragii mei, nu trebuie clonați, că Dumnezeu i-a binecuvântat și le-a zis, creșteți, înmulțiți-vă și umpleți pământul, a spus la oameni, la păsări să mișune în văzduh și la pești să umplă apele. Și toate astea au fost reglate de la început. De asta am vrut să scot în evidență înțelepciunea lui Dumnezeu, că zice în Eclesiastul 3, la ce face Dumnezeu nu mai trebuie nici adăugat, nici scăzut. Eu știu că este câte o familie despre care unul îi spun, când eu cu soție ne-am căsătorit, ne-am dus în casă pe chirie și au început să vină copiii, așa ca la Lea, copilul și versetul, ca la familia asta. Și ziceau unii despre soția mea, e aici de față, asta e sănătoasă, până la 20 nu se oprește. Și aveam născuți patru.
Și a visat într-o noapte că a intrat un proroc în casă, i-a pus mâna pe cap și a spus: ascultă, femeie, ce zice Domnul, 8 copii vei naște și copiii tăi vor ajunge să crească mari înainte de a fi venirea Domnului pe pământ. Și anul ăsta cel mai mic împlinește 19 ani. S-au adeverit? Dar de unde o știu Dumnezeu? Scrie în Genesa 17 că avea Ismael numai 13 ani. Și-a zis Dumnezeu despre copilul ăsta despre care mama s-a crezut că moare. Știți când a crezut că moare? Zis, 12 băieți va avea. Dar atunci era foarte ridicată mortalitatea infantilă. Nu mor până vor fi mici copiii aceia. Și zice, vor ajunge voivuzi. Și el poate, nici nu știa cine o să fie nevastă. Ce zice Dumnezeu se adeverește. Dumnezeu are planurile lui, la o familie dă mai mulți, la câte una nu-i dă deloc. Îmi povestea fratele Cornel Nistor că la ei este o familie care atât de mult iubesc copiii și n-au. Fiecare duminică la amiază duc copiii din alte familii la ei acasă. Vine un proroc și spune la fratele: Domnul mi-a spus să primiți toți copiii ce vi dă. Și fratele ăsta îl duce pe proroc la păstor. Zice, frate, tu știi cum ne dorim noi copii? Ce proroc e asta? Eu nu știu. Și trece un timp și rămâne sora însărcinată, tripleți. Frate, dar trei? Dar știi ce a zis Domnul? Să-i primești pe toți. Dar trei o dat? Nu știu. Astea sunt calcule care îi aparțin lui Dumnezeu. Și îndrăznesc să spun că noi uneori nu-L înțelegem pe Dumnezeu. Că, hai să o recunoaștem, pricepem o leacă mai puțin. Dar să avem încredințarea că Dumnezeu este El înțelept. Oamenii își fac socoteala, ce va fi, ce se va întâmpla. Era un frate în Oradea, a ieșit cu câțiva copii din ăștia mărunței, cum i-am văzut, așa, să-i scoată la plimbare. Și când vede cineva, zice, să ai dumneavoastră? Da. Dar cum o să-i puteți îngriji? Și fratele așa-i vine instant, o vorbă, zice, nici nu se știe că mie îmi va fi mai greu să-i îngrijesc pe ei sau lor să mă îngrijească pe mine. Dar un lucru se știe, Dumnezeu poate să ne îngrijească pe toți. Poate sau nu poate. Știe sau nu știe. Asta e înțelepciunea vremurilor străvechi și încheie ideea asta afirmând că oameni ca patriarhii care au spus ăștia copiii care mi-a dat Domnul, ca Iov, ca alții, au afirmat plin de încredere că Dumnezeu este stăpân peste procesul nașterii. Hai să vă spun, eu îi cred pe oamenii ăștia, că ăștia s-au întâlnit cu Dumnezeu și au vorbit. Dar dacă întâlniți vreun predicator care vă spune că nu e așa, numai ta să-l întrebați. Tu ai vorbit vreodată cu Dumnezeu? Câți îngeri ai văzut? Și dacă nu au văzut niciun înger, spune, vezi-ți de treabă. Eu îi cred pe ăștia care au stat de vorbă cu Dumnezeu și nu odată. Pe ăștia la care Dumnezeu le-a spus, cu tine fac așa și se va întâmpla așa. Eu cred pe ăștia despre care e scris în Biblie că Dumnezeu se numește Dumnezeul lor. Și e scris că le-a pregătit o cetate. Asta cred, cât despre ceilalți, să ierte Dumnezeu că-s vii. Care mai sunt? Trecem mai departe. Să vă arăt o altă valoare a poporului lui Dumnezeu. Psalmul 78. Ce am auzit? Ce știm? Ce ne-au povestit părinții noștri? Nu vom ascunde de copiii lor, ci vom vesti neamului de oameni care va veni laudele Domnului, puterea Lui și minunile pe care le-a făcut. Lucrările sau, dacă vreți, istoria poporului lui Dumnezeu. Și mă întorc iarăși la Cartea Deuteronom, capitolul 4, pentru a vă citi în continuare versetului 32. A fost vreodată vreo întâmplare așa de mare? S-a auzit vreodată așa ceva? A fost vreodată vreun popor care să fie auzit glasul Domnului? Versetul 34. A fost vreodată vreun Dumnezeu care să fie căutat un neam? E vorba de evrei. Versetul 36. Din cer te-a făcut să auzi glasul Lui? El a iubit pe părinții tăi și te-a ales. Versetul 39. Să știi dar în ziua aceasta și pune-ți la inimă că numai Domnul este Dumnezeu sus în cer și jos pe pământ și nu este alt Dumnezeu afară de El. Au evreii cu ce să se laude în istoria lor. Știți că și în Noul Testament, când predica Ștefan, ce-o predicat?
istoria asta frumoasă. Predică apostolul Pavel în sinagoga din Antiohia Pisidiei, ce-a povestit? Istoria asta frumoasă. Noi din istoria bisericii avem cu ce să ne lăudăm cu Dumnezeul nostru. Lucrările Lui sunt mărețe. Să le povestim copiilor noștri. Faceți timp pentru asta, bărbaților. Mamelor, nu îi pune să vadă filme, că astea-s povești. Lăsați desenele animate că nu-s reale. Povestiți-le dumneavoastră lucrările lui Dumnezeu. Este un frate în Ucraina, a fost și la noi la biserică, poate care-s de la Betel, mai țin minte fratele Mihai German. Omul acesta i-a plăcut să audă lucrările lui Dumnezeu de la prima mână. Îmi povestea că a fost ani în care făcea 40.000 de kilometri pe an ca să se ducă să vorbească cu un om care, prin care a făcut Dumnezeu o minune, oameni care în Siberia au suportat condiții grele și odată și-a amintit că vorbise cu 85 de astfel de oameni. Când a venit la noi la biserică, într-o sâmbătă a vorbit cu copiii, a vorbit cu tinerii, cineva i-a zis, fratele Google, a zis că numai pe internet mă afli cât știe bătrânul ăsta. Obișnuiesc să mă duc în Ucraina și am fost și cu copiii, țin minte că cel mai mic dintre ei noștri se scula dimineața, frate Mihai, hai povestește-mi. Și fratele ăsta când ne-am dus, prima dată a zis, lucrurile rele nu se trec granița. Dar dacă vreți din lucrările Dumnezeu să ne spuneți, vă ascultăm și apoi vă spunem și noi ce a lucrat Dumnezeu în țara noastră. Cele mai frumoase istorii sunt în poporul lui Dumnezeu. Cum Dumnezeu și-a arătat slava, minunile, îndurarea. Spune Scriptura că au venit niște trimiși din Babilon la regele Ezechia. Știți cu ce scop? Să întrebe de minunea care a avut loc în țară. Numai că bietul Ezechia tocmai atunci nu a fost pe fază. Și a început să povestească. Mi-am făcut casă nouă, amobilă, firmă. Și ispita asta e tare mare. Pleacă musafirii, nu suflă o vorbă, că era să moară și a fost vindecat. Cum? Cu o turtă de smochine. Asta da minune, nu? Și vine prorocul Isaia, anchetă socială. Cine a fost la tine? Știu oameni din Babilon. Ce ați povestit? Știți că atunci când se întâlnesc sfinții, scrie în Maleahi 3 că se face proces verbal, nu? Cei ce vorbesc, cei ce slujesc pe Domnul, au vorbit adesea unul cu altul, Domnul a luat aminte și este indicat la întâlnirile noastre să vorbim despre lucrările lui Dumnezeu. Dar în mod deosebit să le relatăm copiilor noștri. De ce? Ca ei să-L cunoască pe Dumnezeu cât e de mare, de bun și de minunat. Aleluia. Slăvit să-I fie numele. Aleluia. Oare mă veți asculta, mă veți înțelege? În ultima vreme, palți predicatori i-ați ascultat, ați ținut cont de ce au spus. În ultimele săptămâni a schimbat ceva pozitiv în viața dumneavoastră. Să știu și eu, predic cu nădejde, mai departe eu doar așa să-mi spun lecția. Ca să nu mă tragă Dumnezeu la socoteală. Dragii mei, copiii vor fi atenți și mă vor auzi. Cred că știi românește, băieți. Am văzut că știi totuși. Vor vedea, oare tata și mama de acum o să ne povestească? S-a dus unul dintre băieții noștri la fica noastră, care are câțiva băieți, și zice, ce să vă povestesc? Și unul dintre ei zice, ce vrei, dar numai de la Elie încolo, că până la Elie știm tot. Ei, nu că știau ei tot, dar au avut ceva, o Biblie cu explicații și oricum genele obișnuiește în fiecare seară pe cât se poate să le vorbească. În mod deosebit, copiii mici sunt doritori să audă, să cunoască lucrări extraordinare. Și care lucrări sunt mai frumoase decât cele pe care le face Dumnezeu? Să le spunem lucrări cu monștri? Ce să le povestim de războaie, de pușcături? Ce să le povestim? Apropo de nepoței, odată au văzut când a venit la noi că își pun ceva în jurul lor, să apucă, iau niște perne, să puște. Ce cu voi, mă? Am văzut un film cu daci și romani.
Și imediat se împărțiră în două tabere. Da, acum, care-s mai de laudă, daci sau romani? La care să-i facem icoană, la Traian sau la Decebal? Nu merită niciunul, că unul se închina la zeii lui, celălalt la zamolsclea lui sau zeul și aveau ei acolo, pe când Dumnezeul nostru merită închinare. Lucrările lui sunt desăvârșite, mărit să-i fie numele. Povestiți lucrările Domnului. Cum a realizat o vindecare, cum v-a dat izbăvire, cum v-a ajutat dintr-o anume împrejurare să ieșiți. Că este ceva prea greu pentru Domnul? Nu este nimic prea greu. Îmi povestea un frate de lângă satul mare că s-a pocăit, până atunci lucra la un abator și după regula românească, nu știu dacă o mai practica și aici fiecare de unde muncește, de acolo trăiește. Și acum de când s-a pocăit, a zis corect, dacă mai îndă patronul o bucată de carne, o iau, dacă nu, cumpăr de la magazin. Un venit ceva mai mic, s-a hotărât să dea și parte la biserică, să dea la săraci și într-o zi fuge să ajute o familie de săraci. Și a stat puțin cu ei, a făcut o rugăciune, acum se grăbea să ajungă la adunare, a călcat puțin accelerația, îl oprește poliția, depășirea limitei de viteză. Îl trage pe dreapta, să-i facă amendă și pe moment zice, Doamne, asta nu-i treabă bună. Eu acum am și bani mai puțin, din cât ți-am mai dat ție și din cât ți-am mai au și ăștia. Și nu mai pot ajunge nici la adunare. Și în clipa următoare, când poliția se pregătea să înceapă să scrie procesul verbal, vine o mașină în viteză și se izbește în mașina poliției. Și polițistul zice, ține-ți actele și du-te că mă ocup eu de ăsta. Fratele se suie în mașină și spune, Doamne, dar nu putui tăcea. Acum, în loc să mă bucur de lucrările tale, acum trebuie să mă cer de iertare că te judecai. Lucrările Domnului au vremea lor când sunt înțelese. Când citim noi în cartea Iov, pricepem de ce a fost așa. Până atunci Iov a avut vecini buni. Scrie la un moment dat, când ajungea el în piață, se făcea liniște. Și toți ziceau, cred că Iov are ceva de spus. Bătrânii tăceau înaintea lui. Dintr-o dată toți vecinii au devenit agresivi. Au tăbărât pe el, i-au luat averea. El bolnav, au venit prietenii să-l plângă, când au văzut ce i s-a întâmplat, au zis, totuși cred că ești păcătos. Ăștia nu mai au dispus nimic, el îi contrazice puternic și cu durere, Elihu își spune și el părerea și într-un sfârșit apare Dumnezeu în mijlocul unei furtuni și întreabă, la care e microfonul? Ce a spus? Vreți să-mi întunecați planurile? Și zice Iov, Doamne, mi-am dat și eu cu părerea ceilalți trei, am grăit și noi. Și în final, am avut cineva ceva de spus. Ce-a zis Iov? Ascultați-mă ce vă citesc din cartea sa. Iov, capitolul 42. Sunt cuvintele acestui om care a trecut prin lucruri prin care dacă noi am fi trecut, nu știu dacă am fi rezistat sau dacă altul de lângă noi ar fi trecut, nu știu dacă am fi rezistat să tăcem. M-au tăcut și la 7 zile. 42 cu versetul 3, partea a doua. Da, am vorbit fără să le înțeleg de minuni care sunt mai presus de mine și pe care nu le pricep. E mare înțelepciunea lui Dumnezeu. Sunt minuni pe care le pricepem și minuni pe care nu le pricepem. Dar toate acestea trebuie să le vestim că sunt lucrările lui Dumnezeu. Zice la un moment dat Apostolul Pavel, vă citesc din Roman, capitolul 11, un cuvânt frumos, versetul 33, o, adâncul bogăției înțelepciunii și științei lui Dumnezeu, cât de nepătrunse sunt judecățile lui, cât de neînțelese sunt căile lui. A înțeles ceva Iacov când copilul lui cel iubit, după ce a murit soția iubită, a crezut că e mort, a înțeles ceva? Nu voia să fie mângâiat, da, frații lui au înțeles ceva? Dar când s-au împlinit lucrările lui Dumnezeu, au fost frumoase? Artă, mărit să fie Domnul! Când le-a spus Iosif în urma unui vis că el este rânduit să domnească pentru ei, peste ei, ceilalți au spus, tu să stăpânești peste noi, suntem noi stăpânire.
Dar vă întreb, când a ajuns Iosif să stăpânească, să le fi luat un interviu la frații lui, e bun Iosif, șef? Ce bine o ducem! Dar a zis că nu-i bun. Ce-am priceput noi? Să ne ierte Dumnezeu de toate momentele în care n-am priceput. Să ne ierte de toate momentele în care nu l-am slăvit. Că n-am înțeles noi. Dar lucrările lui Dumnezeu trebuie povestite și în mod deosebit, cum vă spuneam, copiilor noștri, și nu cumva să-i confuzați pe copii. Spune Scriptura, în Cartea Judecător, capitolul 6, este o discuție între un înger și Gedeon. Și Gedeon spune la un moment dat, Doamne, ceva nu e în regulă. Părinții noștri ne povestesc că au făcut minuni și acum, unde e minune? Acum ai nevoie de minune. Noi semănăm și madianiții vic și culeg tot. Știți ce îi spune printre altele îngerul acolo? În casă tatălui tău sunt idoli pe care ar trebui să-i îndepărtezi. Asta era problema părinților lui Samson, lui Gedeon. Ei vorbeau de Domnul, dar în aceeași casă era și idolatrie. Stimați părinți, degeaba le povestiți copiilor de Samson, că a fost puternic și la băieți le place. Parcă imediat se gândesc dacă ar putea și ei să ia porțile în spate. Și după aceea le puneți un film cu monștri. O să zic că a fost slăbut Samson. Da, da, a fost Duhul lui Dumnezeu. Pe când cealaltă e poveste oarbă, care nu se poate adeveri. Le puteți spune science fiction, oameni care au evadat în cosmos și au devenit îngeri. Și când se încheie filmul, ei săraci trebuie să adune jucăriile și i-au apucat foamea, nu? Dar dacă le povestim despre cum a fost răpit Ilie la cer, asta e adevărat. Și la naveta aceea spațială nu-i s-o termina motoarele. Și vine Domnul din nou după noi. Să le spunem, copiii dragi, Dumnezeu are sateliți pentru noi toți și vrea să ne ducă în Sfânta Lui împărăție. Fiți gata, pregătiți-vă, înțelegeți că lumea asta este sub înșelare, dar Dumnezeu nostru este adevărat. Slăvit să-i fie numele. Trec mai departe, dragii mei, întorcându-mă la Psalmul 78, prezentându-vă încă o valoare a poporului Dumnezeu. Noi avem valorile creației, valorile minunilor de la creație până la zi și mai avem ceva, scrie aici în versetul 5, Dumnezeu a pus o mărturie în Iacov, a dat o lege în Israel și acum e sarcina noastră cea mare și grea. Și a poruncit părinților noștri să se învețe în ea copiii, dar așa de bine să-i învățăm încât această lege a Domnului să fie cunoscută de cei ce vor veni după ei, de copiii care se vor naște, care când se vor face mari, să vorbească despre ea copiilor lor. Rolul învățării poporului Dumnezeu are o mare valoare, a primit revelația, descoperirea cuvântului Dumnezeu. Și spune Scriptura, vă citesc din Cartea Deuteronom, capitolul 4, de la versetul 8. Care este neamul acela așa de mare încât să aibă legi și porunci așa de drepte, cum este toată legea aceasta pe care vă pun astăzi înainte și ascultați care e rolul nostru ca părinți? Sau vreți ca Dumnezeu să vină în fiecare generație pe câte un munte să ne adune la poale și să ne vorbească El, nu? Nu? El a vorbit odată prin Moise, prin Domnul Iisus, prin apostol, prin proroci și sarcina să ne revine acum nouă părinților. Deuteronom 6, citesc de la versetul 5. Să iubești pe Domnul Dumnezeu tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu toată puterea ta și poruncile pe care ți le dau astăzi să le ai în inima ta. Și poruncile acestea să le întipărești în mintea copiilor tăi, să le vorbești de ele. Deci să le vorbim de minuni, să învățăm să cânte, dar să le spunem că Dumnezeu a spus să nu furi, să nu minți, să nu te închin, să n-ai idol, să nu vorbești ușuratic, să cinstești pe tata, pe mama, să le vorbești de ele când vei fi acasă. Și asta e marea problemă a vremii noastre, că bărbații nu prea sunt acasă. Și unii chiar se pot scuza afirmând, dar eu nu sunt pe acasă. A luat un tată, un băiețel pe genunchi, se vede că era un băiețel isteț, se uită la tata, nu știu dacă de la el sau l-o fi învățat mama, și zice, tata, tu ești de la casa asta?
că era tot că am plecat, că era șofer. Când vei fi acasă, să ne ajute Dumnezeu să ne facem vremea când stăm acasă de copiii noștri. Mamelor dumneavoastră, sunteți mai mult acasă, da? Stai puțin, că și pe femeile o cam scos societatea de acasă, așa-i? Și acasă a mai rămas cineva să grijească de copii. Să-i dăm la bona aceea și sarcina să-i învețe? Să-mi găsiți întâi în Biblie că putem să dăm sarcina asta la vreo fetișcană, care e bună să dea mâncare la copii, dar nu știu dacă și să-i învețe. În completare ar fi bun frățiorii mai mari, dar rolul principal e al lui tata. Sau vreți să-l dăm la mama? N-avem documentație, trebuie să-i dăm cu acte în regulă. Asta intră în fișa postului nostru. Vă citesc Proverbe, capitolul 4. Și asta vă spun nu ca un părinte desăvârșit, ci ca unul care a mai greșit și eu și aș vrea ca să nu mai greșească copiii mei sau alții. Proverbe 4 de la versetul 1. Ascultați, fiilor, învățătura unui tat. Luați aminte ca să pricepeți că și eu vă dau sfaturi bune și nu le pădați învățătura mea. Și își amintește Solomon cu drag, ne amintesc că unul dintre copiii noștri a spus într-o predică că atunci când era încă preșcolar, tare își dorea să ajungă să citească, să vadă dacă ceea ce îi povestim acasă e chiar așa. Când eram încă fiu la tatăl meu, și amintește, repet, Solomon, și fiu ginga și singur la mama mea, el mă învăța atunci. Pe germană tot el zice că nu știu citi. Poate pe germană scrie că ea. Cu asta nu vreau să spun că ea trebuie să stea la telefon, să vorbească vrute și nevrute. Că mai scrie de unele femei că n-au treabă, dar acum le dau eu treabă să-și învețe copiii. Le dă Biblia treaba asta. Și umblă din casă în casă. Acum, ca să umbli din casă în casă, te poți ajuta cu telefonul, nu? Sau pe internet și umbli din casă în casă. Dar treaba noastră este acasă, când vei fi acasă. Și poate va spune cineva, dar eu n-am vreme când sunt acasă. Dar scrie acolo în cartea de Deuteronom, capitolul 6, și asta e lege, dragii mei. Asta nu-i tocmeală simplă, facultativ. Când te vei culca, știți că este o pildă în Evanghelie, vine unul și bate la ușă, dăm trei pâini. Copiii sunt cu mine în pat. Cred că le-o povesti ceva în seara aceea. Când te vei scula, dar de ce sunt importante momentele astea? Îi dăm oare dreptate lui Dumnezeu sau nu? În primele ore ale zilei, dar nu avem noi timp de asta, nu? Când ne fură, nu lăsați copiii să meargă la grădi, la școală, fără să-și ia ceva versețele în minte. Am fost într-o familie undeva în țară, am dormit la ei peste noapte și dimineața ne-am sculat să plecăm. Auzim niște copii cântând. Copii îmbrăcați de școală, ghiozdanii lângă ușă, erau 6 în casa aceea și cântau. Eu mă uitam la ceas, băi, ăștia întârzie de la școală. Imediat după aceea, văd că se aliniază toți și au spus câteva versete din Biblie. Și apoi l-am auzit pe tata care le-a urat o binecuvântare din aia stufoasă, așa, nu de două cuvinte, de o frază. Și-a luat ghiozdanele și s-a dus la școală și am zis, frumoasă dimineață. Seara din nou, ca să se mai șteargă din ce a fost infuzat peste zi, dar dacă adorm cu un film în cap, păi se vezi la noapte episodul următor. Ce urât o să viseze. Sunt frumoase momentele de seară. Apoi, tata trebuie să plece, nu? Nu poate sta tot acasă. Când vei pleca în călătorie, vorba aia care le spune tata la urmă, ieși și copiii din casă și scrie în versetul 8 să le leși ca un semn de aducere aminte la mâini, să-ți fie ca niște fruntari între ochi foarte la îndemână, să le scrii pe ușorii casei tale. Dacă aș avea vreme, aș veni în inspecție să văd ce aveți pe pereți. Și pe porțile tale, nu știu dacă vă lase nemții care stați pe chirie, dar le agățați dumneavoastră pe undeva.
E foarte frumos să fie pe perete un verset. Am mers undeva într-o familie și fiindcă a fost mai mulți musafiri, ne-a culcat în camera copilor. Și pe pereți numai imagini cu din ăștia, din, cu handicapații ăștia din desene animate. Măi, dar pune-le un animal, pune-le un verset, ceva ce să înveți, e foarte important să fie la vedere. Vă spun drept, pentru noi ca oameni mari, este important că niciun cuvânt al Dumnezeu nu-i lipsit de putere. Surorilor care aveți probleme cu depresii, cu stări grele, mai aveți frică, pune acolo un verset. Domnul este ajutorul meu, nu mă voi teme de nimic. Și s-a întâmplat undeva cu o mamă, era tristă și zice un băiețel că n-avea pus pe perete, dar băiețelul știa unde scrie în Biblie. Și vine o întâmplare foarte interesantă, vine cu Biblia deschisă la mami. Mami, de ce ești necăjită? Apoi nu știu dacă ce se va întâmpla. Dar știi, zice, m-am uitat să văd dacă mai scrie în Biblie versetul care s-a predicat aseară. Tot așa scrie. Eu vorbit Domnul prin acel copilaj care așa o înțeles el, mamă, și pe a scrie tot la fel. Că Dumnezeul nostru va fi același până la sfârșit. Dar dacă e undeva Dumnezeu exigent, este la problema păcatului. De aceea să ne silim, dragii mei, să învățăm pe copiii noștri să se ferească de păcat. Dar nebunia e legată de inima copilului. Ce înclinații păcătoase sunt în copiii noștri? Și eu am fost părinte ca dumneavoastră. Și uneori am avut impresia când eram mai tânăr că dacă eu și nevastă mea suntem pocăiți, nu că am fost noi desăvârșiți, trebuie și copiii să fie pocăiți, nu? Da, de unde? Pământul de la sine dă numai spin și pălămidă. Plantele bune trebuie cultivate și atunci le mai năpădesc buruienile. Este câte unul mai cu minte, așa, dar este și câte unul mai tare pietros pământul. Și trebuie tot să semănăm și iar să semănăm și să învățăm și apoi la urmă vom culege roadele. Dar uneori se lasă așteptate. Stimați părinți, să vă dea Dumnezeu harul să fiți buni învățători. Să nu lăsați asta numai pe seama școlii duminicale. Știți că în istoria bisericii când au fost înființate școlile duminicale au fost înființate pentru copiii fără părinți creștini? Nu pentru ai noștri, cu asta nu vă spun să nu-i lăsați, dimpotrivă, ei trebuie lăsați ca să slujească. Dar adevărata educație trebuie să facem noi acasă. Doamne, ajută-ne! Scoateți timp de unde știți. Vă sculați mai dimineață, scoateți din orar muncă mamelor și dacă faceți o mâncare mai simplă, că nu știu cum se face, că mâncările au tot evoluat, nu? Noi ne rugăm pentru pâinea toate zilele, dar vrem și felul 1 și felul 2 și cozonac și prăjitură și toate. Și astea certim, nu? Am citit o statistică cât cheltuie cu preparatul mesei și cu stat la masă. Dar știți ce m-a izbit? În statistica aceea nu era trecut nici măcar, de exemplu, dintr-o viață de 80 de ani, vreo 18 ani dormim, vreo 13-15 ani muncim, 6 luni stăm la semafor, 6 luni în fața oglinzii, nu știu cât în fața, 8 ani în fața televizorului. Dar n-am văzut nici măcar să se adune 6 luni din viață, că până aici cobora evidența, să fi zis în închinare, în părtășie sfântă. Ori la noi, care-i acest timp? De unde să-l scoatem? De unde vreți? Spunea un frate, să-i învăț când sunt acasă, dacă și când sunt acasă. Unul e pe telefon, altul e pe tabletă, unul e pe computer, unul vorbește la telefon și noi suntem acasă, dar nu suntem acasă. Să ne dea Dumnezeu harul să se termine bateriile toate odată. Și atunci să vină peste noi o cercetare și să ne putem închina Domnului. Dar dacă nu ne facem noi vreme, dacă nu ne provocăm unul pe altul, scrie în Isaia 6 că îngerii aceia care sunt în cer strigau, Sfânt, Sfânt este Domnul. Este acolo un aspect interesant, știți ce scrie? Strigau unul către altul, adică trebuie să ne îndemnăm noi unul pe altul. Hai frate să ne rugăm! Hai să cântăm, până sunt copiii mici, că după ce sunt mai mari, vei vrea, dar nu vei mai putea. Am văzut și copiii mai mari, am fost într-o familie la Cluj, tot să cazăm la ei și când am văzut că sunt în apartament, dintr-un foc am numărat vreo 15, zic, dar noi unde dormim?
Zice, nu vă liniștiți că nu dorm toți aici. Dați copiii noștri, avea familia asta 13 copii și zic, spuneau ei, ne-am adunat să facem o repetiție că mâine avem binecuvântare. Dar noi de altfel, zice, într-o seară pe săptămână ne adunăm toți. Asta am păstrat practica de când erau copiii mici. Și ce mare har să fie și copiii căsătoriți și să te mă asculte și să vină la astfel de momente de închinare. Astea sunt cu adevărat frumoase. Dumnezeu să vă dea har la astfel de părtășii. Și mă apropiu de încheiere, dragii mei, dar nu fără a preciza că din nefericire sunt oameni din poporul lui Dumnezeu care nu înțeleg ce valoare are acest popor. Ce valoare avem prin Dumnezeul nostru. Spune Scriptura, vă citesc din Cartea Psalmilor, Psalmul 140 și 4, versetul 15. Ferici de poporul care stă astfel, cum? Încredințat că Dumnezeu e înțelept și tot ce face nu se poate mai bine, lăudându-ne și povestind lucrările lui, istorisindu-le că nu e altceva mai frumos, și învățând legea lui să o respectăm. Ferici de poporul care stă astfel, ferici de poporul a cărui Dumnezeu este Domnul. Să vă dea Domnul fericirea aceasta. Scrie tot în Psalm, versetul 14, în Psalmul 148, el a înălțat tăria poporului său, iată o pricină de laudă pentru toți credincioșii lui, pentru copiii lui Israel, popor de lângă el. Să ne ajute Domnul să-i stăm aproape. Zice în Romani că oricum evreii sunt mari, dar zice în Fapte 15 că Dumnezeu și-a ales un popor nu numai dintre evrei, și dintre neamuri. Facem noi parte din acest popor? Vă întreb ca la început? Dacă facem parte, înseamnă că îl recunoaștem, că îl ascultăm, că îl slăvim, că respectăm legile lui. Și ascultați ce scrie în Psalmul 78. Este nevoie copiii când cresc mari să-și pună încrederea în Domnul și noi îi ajutăm. Nu îi putem noi naște din nou. Cum vă spuneam, Dumnezeu ne-a dat 8 copii. Fiica cea mai mare a fost născută din nou la 7 ani. Un al doilea băiat la 14 ani. Un altul numai la 19. De-abia atunci Dumnezeu l-a cercetat. Noi ne-am făcut într-o anumită măsură partea de educație. Dar au fost anumite aspecte pe care noi n-am putut să le scoatem din ei. De exemplu, aveam unul dintre ei care era microbist, îi plăcea sportul. Ba mai era și bun fotbalist, era portar. Cât am încercat eu să-i spun, măi băiete, eu când am fost pe clasa 11-a, am terminat cu asta. Da, tata, dar vezi că și tu ai avut slăbiciunea asta. Ce să-i spui? Adevărul, nu? Că te face slobot. Și când l-a cercetat Domnul, am văzut că nu mai apare ziare, reviste cu sport, absolut nimic. Mă, la un moment dat cineva spunea, măi, l-am chemat pe Eli să vină odată, că avem un meci. E fanatic, băi, n-a vrut să vină odată, măi. Înțeleg că nu mai joci toată săptămâna, dar odată. Și zice, da, nu m-am nicio plăcere în asta. După ce să stau în poartă, când vine să mă gândesc la altceva, vă trezesc fără portar. Dar ca să scoată de tot fotbalul din el, poate tata și mama, numai Dumnezeu. Tata și mama poate să-i spună, nu-i bine, auzi, termină cu filmele astea. Dar lui poate îi zdragi. Dar când lucrează Dumnezeu, v-am spus că aceea e operă de artă. Toate lucrurile devin noi. De aceea noi nu ne bizuim pe puterea noastră, ci pe harul lui Dumnezeu. Dar dragi copii, tineri care sunteți sau poate chiar căsătoriți, ascultați ce scrie aici. Versetul 8, să nu fie ca părinților, un neam neascultător și răzvrătit, un neam care n-avea o inimă tare și a cărui duh nu era credincios lui Dumnezeu, adică n-au rămas în ceea ce au fost învățați. N-au păstrat legământul. Fiul lui Efraim, înarmat și trăgând cu arcul, au dat dos în ziua luptei pentru că n-au ținut legământul lui Dumnezeu. M-a sunat o soră, să o numim de undeva de aici din Europa, și spune, frate, sunt distrusă. Familia mea se ruinează. Și am întrebat-o, dar la ce biserică umbli? Abia nu prea umblăm, că
Suntem cu lucru tare prinși. Dar ce, voi sunteți roboți? Dar noi am avut vise frumoase. Ne-am pus speranță într-o familie frumoasă. Cine ai știut că visele când se termină nu rămâi nici sătul, nici cu vreun ban în buzunar? Dar noi am sperat. Dar relația voastră cu Domnul care este? Noi am slăbit cu pocăința, că ne-am dat cu filme, mai cu distracții, mai... Fiul lui Efraim în arma, străgând cu arcul, știți? Bătălia aceea deschisă în Vechiul Testament, 800.000 de soldați în frunte cu Ieroboam. Și când în tabăra adversă, armata lui Iuda n-avea numai 400.000. Vă puneți cu noi, suntem tot 2-1. Și scrie acolo că au strigat fiul lui Iuda, Doamne, și-au sunat preoții din trâmbițe și-au zis, noi păzim legea ta, care va fi soarta războiului? Și-au murit în conflictul acela 500.000 de bărbați din Israel. Câte văduve, mai multe de atâtea că atunci era poligamie, câți orfani? Dar au fost înarmați, erau pregătiți pentru război. Da, dar Dumnezeu te poate face să câștigi sau te poate face să pierzi. Nu prețuiți altceva, avere, lucruri materiale, distracții, că Dumnezeu te lasă o vreme, dar într-o zi îți pleacă bucuria de acasă. Nefericirea te caută, că fericirea este pentru cei ce se tem de Domnul și au frică de El, scria Solomon în Cartea Eclesiastul, capitolul 8. Să nu aveți parte de astfel de înfrângeri, să nu uitați lucrările Dumnezeu, să rămâneți credincioși. Am văzut aici în biserică și fete de la noi din biserică, părinții sunt în țară, mă gândeam că sunteți voi de pocăite pe aici, tragem nădejde. Să nu vă vindeți pe bani puțini, că voi sunteți de neam mare. Nu că sunteți de la Betel, că sunteți din poporul lui Dumnezeu. Da? S-a întâmplat un patron cu o mașină tare oprit în dreptul unei fete, deschide ușa, poftim. Și da, ce vrei? Și urc. Și nu s-a putut răbda că omul firesc, zice, da? Dar eu te poftesc, tu n-ai mai urcat în mașină marcă din asta. Da, de ce să urc? Vreau să mergem undeva să servim ceva. Dar știi cine sunt? La care ea îi spune, eu știu cine ești tu, problema că nu știi tu cine sunt eu. Da, ești fata locutare, pocăită, dar eu te apreciez și vreau să te invit. Auzi, te dai mare cu cetățenie germană și cu mașină germană? Eu am cetățenie cerească, voi băiete. Tu ai văzut buletin de rai. Ce vrei să spui? Vezi că nu știi. Vin la biserică să înveți, dar nu te sui în mașină. Nu. Închide ușa sărmanul, că Dorel a deschis-o. Și băi, m-am întâlnit cu o fată de la pocăiți. Eu am crezut că o cumpăr într-o zi. Astea nu-s de vânzare, măi. Astea-s poporul lui Dumnezeu. Astea-s valoarea cerului. Astea-s veșnici. Astea aparțin eternității. Mărit să fie Domnul. Să nu ne pierdem moștenirea asta frumoasă, să nu-L uităm pe Dumnezeu și legământul care L-a încheiat cu noi, să rămânem credincioși, să-I facem cinste, să-L ascultăm, că dacă oamenii acum nu ne vor înțelege, poate ne vor disprețui când vor vedea o casă de copii, am înțeles că voi sunteți la început, sper că nu v-ați speriat de ce poate să urmeze. Câtă vreme avem un Dumnezeu mare, nu avem emoții. Dacă este... Ne stă frontul în față, nu știm ce se va întâmpla. Un lucru știm, Dumnezeu nostru tot ce a promis împlinește, ne-a promis că nu ne lasă, noi ne lăudăm cu El și ne hotărâm la nivel de familie și de adunare să-L ascultăm. Și oamenii vor spune, asta nu se mai practică, nu se mai obișnuiește. Auzi, din respect pentru Domnul, merită să-L cinstim cu averea noastră și cu ascultarea noastră. Să-I lăudăm înțelepciunea străveche, care se va finaliza, știți cu ce? Vor întineri bunicii, vor învia strămoșii, ăștia mici care n-apucă să crească, vor crește dintr-o dată, vom fi într-o singură zi frumoși cu toții deodată, vom primi mai mult decât arii, vom primi nemurirea și vom pleca spre împărăția lui Dumnezeu. Împlinisem 25 de ani de la căsătorie și ne-am întors acasă. Mi-a făcut copii o surpriză,
au zugrăvit toată casa, că au zis că și până au fost mici, au mâzgălit-o destul. Și acum au zugrăvit să nu fim noi acasă. Și ne-au așteptat pe perete cu un tablou mare. Ce este? Au luat o poza noastră de la arhivă, au urmărit-o să fim mai proeminenți. Ei au fugit toți la fotograf și deasupra tabloului au scris Maleahii 3. Ei vor fi ai mei în ziua aceea, zice Domnul, că nu ne dorim altceva decât copiii noștri să facă parte din poporul lui Dumnezeu. Și dedesubtul pozilor scria așa, Zaharia 9:16, căci ei sunt pietrele cununii voastre împărătești care vor străluci în țara sa. Zic, dragă, eu predic de 25 de ani de versetul ăsta, n-am dat. Dar frumos îi, ăștia să strălucească la noi în coroană. Da, soră, fă-ți datoria cât poți, că nu-ți lipsește o steluță de acolo. Și nu mai puteam desprinde pe nevastea lângă tablou. Zic, dragă, las că-i știi tu, să-i mei ăștia, sigur. Zic, dar nu acum interesant, când o să se împlinească versetul care l-au scris, atunci o să fie frumos. Așa trebuie gândit poporul lui Dumnezeu. Acum suntem împrăștiați, lumea nu ne cunoaște, dar ne are Dumnezeu în catalog și și-a propus să fie Dumnezeu nostru pentru vecii vecilor. Ce frumos va fi atunci! Imaginați-vă veșnicia aceea. Știți că în veșnicie nu ne va mai veni în minte ce e aici? La ce să ne mai gândim? În rai, la ce vă propune să păstrați un album din Austria sau din România? Nu le mai trecem apa, dați-le pace. Că ceea ce ne așteaptă acolo e mult, mult mai frumos. Dar să dea Dumnezeu harul să nu lipsească niciunul. Dumnezeu să vă binecuvinteze și să fim cu toții poporul lui. Amin.